Detaliile legate de felul în care va reîncepe școala în format fizic de pe data de 8 februarie, spuneam mai devreme că la miezul zilei i-am ascultat pe ministrii Sănătății și Educației dând informații suplimentare din ordinul comun care cuprinde toate regulile care definesc începerea școlii de luni, au fost aprobate oficial. Copiii vor merge fizic la cursuri și vor purta în permanență mască de protecție, mai puțin cei de grădiniță, la fel și cadrele didactice. Despre toate modificările și toate prevederile legate de începerea anului școlar, despre lipsuri și probleme, discutăm acum cu invitații momentului. Îi vedeți, sunt deja alături de noi. Andreea Ionescu, din partea Asociației Părinții Cer Schimbare. Bună ziua, mulțumesc că sunteți în direct, și Rareș Voicu, președintele Consiliului Național al Elevilor. Rareș, mă bucur să te revăd. Bună ziua, bine v-am găsit. Rareș, o să încep cu tine, pentru că știu că în urmă cu două zile, dacă nu mă înșală memoria, Consiliul pe care îl reprezinți a făcut un apel către autorități. Odată, să fie publicat de urgență acest ordin comun, care înglobează toate aceste reguli, și doi, ați făcut un apel, o solicitare tot către autorități, să dea un răgaz de o săptămână, timp în care școala să înceapă, dar tot ca înainte în format online, și totul pentru ca unitățile să se pună la punct cu regulile acestea, să apuce să implementeze măsurile de protecție, astfel încât pe data de cât 15-16 februarie să se poată întoarce elevii în bănci și să fie protejați. E bine, acest lucru nu pare că se va întâmpla. Cum e pentru voi? Și am ascultat, am rămas mască atunci am ascultat declarațiile prefectului și ale inspectorului general din București. Nu știu exact în ce realitate trăiesc autoritățile, în ce țară trăiesc și la ce școli se raportează ei, adevărul din teritoriu, și aici nu ne referim doar la București, pentru că știm cu toții că București e un caz aparte. Adevărul este, și am aflat asta de la directorul cu care am vorbit, că nu sunt pregătiți. Adică să fim serioși, dacă tu publici în ordinul monitor oficial la ora 12 sau la ora 11, vineri și luni începe școala, când se presupune că trebuie să faci întregul proces birocratic, pentru că trăim în România și știm cu toții cum funcționează acest lanț birocratic de informații de la DSP către ISJ, solicitări din partea școlii către ISJ, aprobare în alt comitet, multe comitete și comisii care durează. Asta, evident, dacă ar fi să ignorăm partea sanitară, care de fapt e cea mai importantă pentru elevii care vin în școală, adică partea de dezinfectare, partea de materiale sanitare care vor fi, de fapt, disponibile în școli pentru elevi. Am constatat, într-adevăr, că nu am făcut un apel la rațiune. Într-adevăr, am cerut ca școala să se deschidă în mod descentralizat în funcție de rata incidenței de la nivel local, dar nu așa. Adică, într-adevăr, multe persoane ne-au spus că suntem imaturi și că noi știm ce vrem. Noi știm ce vrem, vrem să începem școala acolo unde se poate, dar cu toate măsurile de protecție și cu toate datele problemei aflate din timp. Adică nu ne putem aștepta ca lucrurile să meargă bine dacă noi primim instrucțiuni cu două zile înainte un test de învățământ, după trei luni de școală online. Spui că ai vorbit cu directorii de unități de învățământ rare și spuneau că nu sunt pregătiți și totuși va începe școala, nu? Începând de luni, de pe 8 februarie, cum va începe? Ce înseamnă publicarea ordinului care prevede regulile cu trei zile, nici trei zile înainte de începerea școlii, pentru voi și pentru profesori? Cum va începe? Din câte am înțeles acum, în toate școlile e mare zarvă în toate consiliile administrației, pentru că încearcă să găsească soluții. Marea problemă, de fapt, din punct de vedere birocratic, e legată de orar, pentru că în fiecare școală există cel puțin un profesor care stă acasă pentru că are comorbidități. Așa, și ce se face? Într-un scenariu de genul acesta, cum se procedează? Trebuie să caute suplinitori care să asiste elevii la școală în timp ce profesorul predă de acasă, dar a căuta suplinitori în weekend sau în două ore câte au mai rămas din programul de lucru pe ziua de azi al unui test de învățământ e irealizabil, adică să fim foarte onești. Propunerea din nou pe care am făcut-o noi a fost una rezonabilă și rațională, tocmai în ideea în care n-am vrut să stăm peste cap structura anului școlar, să amânăm cu o săptămână începerea semestrului 2 și doar să se facă în format online. Am făcut asta până acum 3 luni, încă o săptămână nu ne omora. Adică ne asigurăm de faptul că școlile care au fost pregătite să primească elevii și profesorii în bănci și profesorii la catedre respectiv, era o solicitare rezonabilă pe care din păcate nu am fost implementată. Acum ce se va întâmpla de luni încolo rămâne de văzut. Cum vedeți, doamnă Ionescu, toată această accelerare, că în ultimele zile practic s-au pus lucrurile în mișcare, chiar au fost întrebați miniștrii despre faptul că abia astăzi a fost publicat ordinul comun al celor două ministere
Și argumentul lor a fost, păi, a trebuit să stăm, să așteptăm până acum, să vedem cum arată cifrele, care este incidența, care este contextul, ca să ne dăm seama dacă dăm sau nu dăm drumul. Cum privesc părinții, ce sentimente, ce frici vă încearcă cu 3 zile înainte de începerea școlii în format fizic? Dacă mă întrebați pe mine personal, pe mine nu mă ia nimic prin surprindere în acest moment. Adică, cred că toată lumea care și-a dorit foarte mult deschiderea școlii și a militat pentru această pentru că acest lucru se întâmple, a fost foarte conștientă de faptul că noi ne dorim deschiderea școlilor în România și nu ne dorim deschiderea școlilor din Anglia, care au alte condiții, astfel încât, fiind și în pandemie, unde cifrele, cum bine știm, sunt foarte volatile și se schimbă de pe o zi pe alta, nu mai vorbim de săptămâni, da, mă așteptam la toate lucrurile astea, mă așteptam să nu se poată găsi soluții eficiente pentru vechile probleme nerezolvate timp de 30 de ani. Da, este o situație complicată, dar încă o dată mă așteptam. Din acest moment, cred că este foarte important să monitorizăm felul în care se aplică toate aceste reguli, pentru că avem experiența primei jumătăți a anului în care știm că au fost cadri didactice care nu au respectat întocmai regulile sanitare, știm că au fost elevi care nu au respectat întocmai regulile sanitare, precum și părinți care, de exemplu, și așteptau copiii la școală și însoțeau. Deci, din acest punct încolo, mi se pare foarte important să monitorizăm cu atenție, pentru că am dat niște reguli bune, rele, cum sunt, le avem. Dacă ar fi respectate așa cum ar trebui să fie și cum ar fi normal să fie, cred că lucrurile ar putea fi ținute sub control. Despre sentimentele părinților, părinții au păreri împărțite. Este într-adevăr o categorie de părinți care este mulțumită de această decizie de reluare a școlilor. Probabil că mai toată lumea își dorește revenirea la o viață normală. Copiii, evident că își doresc să fie cu alți copii. Însă există și o categorie de părinți importantă, spun eu, conform unui studiu, în jur de 30%. Dacă e să luăm în valoare absolută, probabil că sunt peste 1 milion de părinți aici, care sunt extrem de îngrijorați pentru sănătatea copiilor. Și știți cum e, atunci când un părinte este îngrijorat în ceea ce privește sănătatea și viața, cred că lucrurile devin foarte serioase și cred că și aceștia merită o atenție deosebită. Cu privire la setul acesta nou de reguli, de remarcat faptul că pentru dumneavoastră, pentru părinți, se simplifică unele lucruri, cum ar fi, nu mai trebuie să mergeți să obțineți adeverințe, documente de la medici, sunt bune și documentele care au fost deja eliberate în perioada din 2020, când școala a funcționat așa cum știm cu toții. Apoi aș vrea să îmi spuneți părerea dumneavoastră legată de faptul că s-a renunțat la triajul acela prin măsurarea temperaturii în rândul copiilor. Acum se va face un fel de observație sau de triaj observațional. Adică ne uităm la copil și dacă copilul arată bine, e rumen în obraj eventual, dacă putem să vedem asta de masca de protecție, e în regulă. Cum vedeți această măsură, aceste modificări? Desigur că acea regulă în care măsuram temperatura copilor nu spunea foarte multe până la urmă despre prezența bolii sau absența ei. Însă, marea responsabilitate revine părinților și vă spun de ce. Ne-am dorit la școală, 70% dintre părinți ne-am dorit la școală, da? Păi noi trebuie să contribuim de acum încolo în mod onest ca acest lucru să fie posibil. Pentru că dacă noi încercăm să fentăm și vă spun că asta este realitatea, sunt anumiți părinți care consideră că o simplă subfebrilitate sau un simplu nas înfundat nu poate fi un semn de îngrijorare, ba da, este un semn de îngrijorare, trebuie cu toții să respectăm recomandările și să ținem copilul acasă sub observație, să fim onești cu noi și cu ceilalți, pentru că dacă nu suntem, finalitatea va fi închiderea școlilor,
peste probabil 6 săptămâni, da, cum s-a întâmplat toamna. Rareș, sunt foarte curioasă cum vezi tu această prevedere legată de distanța de un metru între elevi, elevii din clase, în condițiile în care știm că majoritatea claselor sau multe dintre clasele din școlile din România sunt prevăzute cu o bancă în care trebuie să stea 2 elevi. Și atunci cum se procedează ca să încapă toată lumea? În ordine e o prevedere foarte interesantă care spune că acolo unde nu se poate atinge distanța de un metru, se face cât se poate. Asta stăm așa pe marginea băncii fiecare. Da, nu e reprodus textual, firește, dar asta e principiul pe care s-a mers. Acum, infrastructura școlară știam din toamnă că nu permite distanțarea adecvată în cele mai multe săli de clasă și am văzut, adică a ridicat multe sprâncene această propunere de a elimina scenariul hibrid. Pe de-o parte, da, pe partea educațională e mult mai ok să-i toți revin seara de clasă pentru că poți să captezi atenția tuturor și poți să predai tuturor în același timp, dar pe de altă parte, în privind argumentele sanitare, nu e chiar cea mai bună sau soluția perfectă, soluția ideală. Acum, sunt convins, pentru că așa a fost mereu, ori de câte ori s-a mimat o descentralizare, pentru că a descentralizat cu adevărat o decizie într-un sistem ultra-centralizat, cum este modul de învățământ din România, înseamnă să dai bani, înseamnă să dai indicații din timp și să-i sprijin pe oamenii ăștia 24 din 7 cu orice au nevoie pentru a putea să se descurce. Ori asta nu s-a întâmplat, adică să emiți în ordine ultima zi în care poți face ceva. Nu cred că mai trebuie discutat, dar ce cred că se va întâmpla este că se vor adapta școlile cel mai probabil, vor cârpi pe aici, pe acolo, cum vor putea, pentru că majoritatea directorilor sunt de bună credință și vor face tot ce le stă în putere cu banii pe care le au pentru a rezolva asta. Dar nu așa se face descentralizare și, pe siguranță, nu așa se face o reformă în educație, dacă asta ne dorim în pandemie. Rareș, voi cu mulțumesc tare mult. Doamna Ionescu, mulțumesc de asemenea pentru intervenție. Vom urmări cu mare atenție aici la Digi24 cum reîncepe școala în format fizic de pe 8 februarie.